Acum, există un protocol clasic, deci necoarchic, care are securitate nefuncțională pentru autentificare. Protocolul funcționează în felul următor. Alice-ul se limită lui POP următoarea pereche, M, și cu F de K de M, unde F, F indice K, K este cheia comună, F de K de M se cheamă un tag de autentificare. E ca un fel de o semnătură pe care o alături mesajului, astfel încât POP să recunoască mesajul respectiv. Și ce este important din funcția aceea F vine dintr-un set de funcții de dispersie generic universal, strongly universal, la care Alice și Bob au crescut de acord de la bun început sau protocolul a stabilit astfel încât ei au mulțimea aceea fiind fixă și finită de mulțime de funcții de dispersie de la bun început. Iar cum verifică, da. Mulțimea de funcții este privată sau e cunoscută de toată lumea. Deci if și e mulțimea de funcții. Și atunci if n-ar putea să încerc să-și dea seama care a fost, de fapt sigur își dă seama care a fost funcția. De ce? Cum își dă seama? Le întreabă de toate. Păi pe mesaj. E chiar. Le încearcă pe toate, dar degeaba le încearcă pe toate. Pentru că, deci există o mulțime care sunt mai multe funcții care marchează același input, la același output. Dar ea, să zicem, o să știe doar mulțimea asta. Deci o să vadă mesajul și o să știe și funcțiile care marchează mesajul la tagul ăsta al mesajului. Și acum ea, ca să facă ceva malicios, ar trebui să poată să-i trimită un mesaj fals lui Bob, care să pară că e de la Alice. Și asta înseamnă să găsească o linie pentru care tagul este același ca funcția aleasă de Alice. Și asta am zis că e improbabil să se întâmple, dacă mulțimea este aleasă corespunzător. Deci ea poate să încerce funcții, dar nu o să reușească cu probabilitate foarte mică. Ok. Și Bob verifică autentificarea, proprietatea de autentificare, luând mesajul și aplicând funcția pe mesaj și pentru dacă tagul respectiv este același și în felul ăsta își dă seama de autentificare. Și acum, acum, nu știe care e cau, nu știe ce funcție s-a folosit, nu poate nici să încerce la întâmplare cauri prin modul pe care am zis mai devreme și nici nu poate să încerce tagul la întâmplare pentru că proprietatea de universalitate asigură că sunt puține colizuri. Și deci nu poate, e foarte improbabil să găsească un mesaj care are același tag pe care ar putea să-l trimită lui Bob din cauza proprietăților de funcție. Ok? În schimb, dacă repetăm procedura, dacă trimite mai multe mesaje, atunci o să înceapă să afle informații, pentru că acum ea nu doar că știe F de K de primul mesaj, dar știe și F indice K de al doilea mesaj. Și restrânge setul de funcții posibile. Și tot așa, deci cu cât trimite mai multe mesaje, cu atât ei află mai multe. Și protocolul în principiu funcționează pentru un singur mesaj. Dar putem totuși să le extindem ca să funcționeze pentru un număr fixat de mesaje. Deci trebuie să fixăm de la bun început N mesaje sau, mă rog, câte vrem, orice număr, dar trebuie fixat de la bun început, înainte să înceapă protocolul. Și cum facem asta? Păi trebuie să avem ok, dar trebuie să fie puțin mai mare de data asta, dar nu la nivelul mesajelor. Mesajele poate să fie mari, poate să fie oricât de mari, dar totuși trebuie să avem ok puțin mai mare. Și ce face cheia respectivă? O să vedem că, deci, în primul rând, o să punem niște numere de secvență în mesajele. O să zicem mesajul 1, mesajul 2 și tot așa până la mesajul 1. Și o să atașez și indicele mesajului în ceea ce trebuie cu Bob. Iar o parte din cheie, să zicem primii 10 biți din cheie sau o bucată din cheie, o să fie folosită pentru a alege funcția asta, F de K, prim, ca și în cazul anterior. Și eu o să rămână la funcția asta. Asta o să rămână. Doar că mai au o parte din cheie pe care nu au utilizat-o. Și acum, partea aceea din cheie pe care nu au utilizat-o încă, o să o împartă în niște bucăți de la P1 până la PN, unde N aici trebuie să fie N mic, numărul de mesaje. Bucățile acestea sunt de dimensiunea output-ului funcției. Pentru că ce o să facă Alice este să-i trimită F de K prim în sau logic cu bucata respectivă din cheie. Deci, practic, bucățile din cheie o să fie un one-time value, cum a
campaign pentru, pentru tag-ul, mesajul, și după aceea, Bob, pur și simplu, aplică și el one-time tag-ul, obține FK prin determinii CI și după aceea calculează să vadă dacă e aceeași. Ok? Și în felul acesta e poți să trimite un număr fixat de mesaje M care este stabilit de la un început și cheia trebuie să fie dimensiune corespunzătoare. Ok, să vedem ce se schimbă pe cazul cuantic. În primul rând, ce înseamnă protocol de autentificare cuantică? Înseamnă că, în loc să trimit un mesaj binar, un mesaj privit, vreau să trimit o stare cuantică. Deci, M acum nu este un șir de bits, este un vector, un spațiu vectorial, este o stare a unui qubit. Ok? Și sunt două cazuri. În primul caz, presupunem că deciziile mele trebuie să împărtășească o cheie inițială. În primul caz, să zicem că au o cheie, o cheie cuantică și cheia cuantică poate să fie perechi de stări, stări entangled. Și dacă, dacă asta e situația, atunci există o, o soluție destul de trivială pentru autentificare. Vă dați seama care este? Cu ceva ce am folosit, ceva despre care v-am zis data de primele aplicații ale entangled. Exact. O să-și teleporteze starea în partea cealaltă folosind entanglementul. Și mai știți că la teleportare apăreau corecțiile acelea pe care trebuia să le aplicăm qubiților. Putea să, când se teleporta starea, putea să aibă fie un X, fie un Z, fie X și Z aplicat asupra ei. Deci, după ce s-a teleportat, Alice trebuie să-i spună lui Bob, îi aplică corecțiile astea ca să obțină mesajul corect. Și pentru că, pentru că corecțiile sunt informație clasică, după aceea poate să folosească protocolul clasic de autentificare pentru a trimite corecțiile respective. Și apoi, Bob pur și simplu corectează starea și a obținut starea pe care are nevoie. Aici, problema e că, după cum vedeți, ca să putem teleporta o stare de dimensiune N, adică având N qubiți, atunci și cheia trebuie să aibă o dimensiune N. Deci e puțin cam nasol. Și cam toate protocoalele cuantice au problema asta, că deși ele sunt securizate necondiționat, în general, cheia o să fie cam de aceeași dimensiune cu starea, cu numărul de qubits ai stării, sau chiar mai mult decât atât, da? Dar întotdeauna liniar mai mult, și mai mult decât liniar. Ok. Acum, a doua variantă e că ei nu au la dispoziție entanglement, ci au o cheie clasică și din nou vor să transmită un mesaj cuantic. E, în cazul acesta, acum o să vină mai multe instanțe în care trebuie să mă credeți pe cuvânt, pentru că e foarte greu de demonstrat de ce e așa. Ne amintim că stările care nu sunt protocolare nu pot fi deosebite, nu putem deosebi între stările astea, cam pe asta se bazează dar cele ortogonale, bineînțeles că sunt, putem deosebi între ele. Și acum, să zicem că Alice, ce o să-i trimite Alice-ul de Bob? O să aplice un anumit operator, un operator de codificare, să zicem, care, mă rog, e o funcție, un operator linear, care o să ia mesajul respectiv și, în funcție de cheia clasică, o să obține o codificare a mesajului, o stare cuantică, pe care apoi vreau să-i trimite lui Bob. Și acum, problema e, să zicem că avem două mesaje M1 și M2 care sunt ortogonale sau pot fi deosebite. Nu trebuie să fie stările, nu doar stările ortogonale pot fi deosebite, dar avem totuși informații despre ele. Deci, treaba de sus cu nu putem deosebi stări care nu sunt ortogonale este adevărată în ipoteza în care nu știm mare lucru despre stările descriptive. Dacă știm, putem totuși cu o anumită probabilitate pe care putem să o facem multe, dar nu. Deci să zicem, în principiu, că M1 și M2 putem deosebi între ele, fie pentru că sunt protocolare, fie pentru că ei vor avea multe informații despre asta. Dar mai mult decât atât, și codificările lor, să presupunem că ar fi protocolare, independent de cheia pe care o folosim. Deci, indiferent ce cheie au ales și cum, presupunem că stările codificate sunt păi, dacă sunt ortogonale, înseamnă că dacă vreau să trimit o superpoziție între ele, din cauza linearității operatorului acela, în principiu, ce poate să facă? Poate, deosebind între ele, să aplice o anumită operație care să schimbe codificarea, să schimbe, de fapt, mesajul care a fost codificat. De ce? Spre exemplu, dacă trimit
poate să aplice un, sau dacă a primit 0 sau 1, poate să aplice o negare calculată care privește 0, 1 sau 1, 0 și viceversa. Iar în cazul de aici, ce s-a întâmplat e că a primit superpoziția între N1 și N2 codificată. IF poate să deosebească între codificarea lui N1 și codificarea lui N2, pentru că sunt ortogonale. Și atunci, dacă poate deosebi între ele, poate să aplice o operație care să, spre exemplu, se introducă o diferență de fază dacă nu este superpoziție, pentru că operatorii sunt liniari. Și pentru că sunt liniari, când avem superpoziție, operatorul o să acționeze pe fiecare termen cu superpoziție. Și atunci... Poftim? Ce vrea IF să facă este să îl convingă pe Bob că alt mesaj decât cel pe care l-a trimis Alice a venit de la Alice. În cazul nostru, Alice a vrut să trimită mesajul ăsta a minus BM2 și ce a ajuns la Bob e aerul minus BM2. E codificat la fel, deci codificarea nu s-a schimbat, asta e important. Și când Bob o să decodifice, o să fie tot în regulă. O să inverseze operatorul ăsta și o să obțină starea asta. Dar nu e starea pe care a vrut Alice să scrie pe lume. Asta se întâmplă dacă modificarea e foarte proastă, după cum o să vedem, pentru că e o condiție destul de tare asta că, indiferent de cheia K, stările pot fi deosebite când a primit modificare. Deci, pentru o anumită submulțime de mesaje, deci, să zicem cele care sunt în afara lui M1 sau M2, o să aibă problema asta neapărat, dar cele de aici o să aibă problema asta. Și atunci, pentru un anumit subset de mesaje, ei poate să înșele pe Bob de fiecare dată. Și atunci, ce trebuie să facem este o schemă de codificare în care stările sunt mereu, nu putem să deosebim între ele, nu știm exact ce ar fi. La ce sună chestia asta? O schemă de codificare în care nu pot deosebi între mesajele pe care le rețin. Nu, la distribuție de chei. Când folosește, nu vă gândiți la quantii, gândiți-vă că am o funcție pe care o aplic în niște și au putut de da, spre exemplu, o funcție constantă sau un hash, într-adevăr, dar în cazul acesta o să folosim o funcție de criptare. O să criptăm outputurile, astfel încât outputurile să nu poate fi, adică dacă am două outputuri, nu pot să-mi dau seama ce sunt, nu pot să le deosebesc ca să-mi dau seama de unde au venit, din ce inputuri au venit stările outputurile respective. Deci eu aici zic că trebuie să mă credeți pe cuvânt, că pentru a face autentificare cuantică, mereu trebuie să criptăm mesajul pe care îl primim, nu se poate face altfel. Dacă mesajul nu este criptat, IF întotdeauna, adică poate să existe un circuit fixat pe care îl are IF, care pentru un anumit subset de mesaje o să le poată transforma astfel încât Bob să nu-și dea seama că mesajul a fost schimbat și nu a venit de fapt de la Alice. Ok? Și poate face chestia asta dacă stările nu sunt criptate, dacă stările cuantice nu sunt criptate, așa că trebuie să le criptăm. Ce înseamnă criptare cuantică? E puțin ciudat și puțin înșelătoare de treaba asta. Am văzut că, clasic, putem face criptare folosind one-time pattern, când îți facem sau logic, sau exclusiv logic permiți, și în felul ăsta criptăm informații clasice. Și ce este sau-ul ăsta logic? E un fel de negare controlată a biților, adică cheia îmi spune care biți din mesaj se intuiesc, cu care se fac sau exclusiv cu unul sau unul. E deci un fel de negare controlată. Deci seamănă cu control not din quantic. Doar că informația clasică e doar în baza între ghilimele 0 sau 1. Nu există superpoziții sau chestii de genul ăsta. Și pur și simplu filmim 0 sau 1 în mesaj, în funcție de bitul corespunzător din cheie. Ok? Acum, problema e că qubiții pot fi reprezentați în un infinit de baze. Deci pot să îmbrotesc baza oricum. O infinitate de baze care pot să exprimă același lucru. Așa că, dacă ar fi să fac același lucru cuantic,
să aplic negare controlată, într-adevăr o să încriptez stările în baza 0. Dar dacă exprim aceeași credință în baza plus minus, nu s-au schimbat, au rămas exact la fel. Ok? Și atunci o schemă de criptare cuantică trebuie cumva să facă chestia asta pentru toate bazele posibile, pentru o infinitate de baze, ceea ce pare imposibil. Dar e imposibil cu o anumită probabilitate destul de mare. Nu putem să scăpăm de o mică probabilitate de insucces, din păcate. Și, după cum se poate arăta, o să folosim doar operatorul poli pentru a face chestia asta. Și asta duce la ceea ce se numește quantum one-time pair. La quantum one-time pair, ideea e foarte bună. Avem o scară de n qubiți și principiul e separabil ca să fie mai simplu, dar funcționează și pentru scările care nu sunt separabile. Deci o să fie și n qubiți de entanglement sau ceva de genul ăsta și tot funcționează. Dar reprezentat așa cum e mai simplu să arăt schema. Și acum schema e următoare. Trebuie să avem o cheie care este de lungime 2n. Deci dacă am n mare qubiți, trebuie să am 2n qubiți clasici. Și ăștia o să fie chiar cu quantum one-time pair. Și acum quantum one-time pair e următoarea operație. Pe fiecare qubit o să aplic fie x, fie z, fie a unul, două, în funcție de valorile biților. Spre exemplu, dacă primii doi biți sunt 1 și 0, atunci o să aplic x și nu o să aplic z. O să aplic x asupra qubitului și atât. Dacă am 2 sunt 0, nu fac nimic. Dacă am 2 sunt 1, aplic și x și z. Deci fac procedura asta pentru fiecare qubit. Ce loc doar să neg qubitul 1. One-time pair-ul clasic ar fi fost doar să aplic x la puterea b și atât. Dar one-time pair-ul quantic aplică și x și z. Și se poate demonstra, și aici tot trebuie să mă credeți pe cuvânt, că dacă I nu știe nimic despre cheie, atunci starea respectivă pe care o obțin din one-time pair este de nedeosebit de oricare altă stare de n qubiți. Și puteți să vă imaginați că cu alte cuvinte, nu există nicio măsurătoare.